Salutare, bă băieți, și bine v-am găsit la un episod. Suntem aici pe rpgbubizo.ro, iar astăzi vom vorbi despre momentul în care vom face extragerea la cel mai mare giveaway de aici, de pe Bizon. Dar înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să pușiți și voi butonul de like, subscribe, să dați sonel la casa 503, casa mai frumoasă de aici, de pe Richmond. Să folosiți codul meu de referal dacă vreți să vă apucați aici pe serverul nostru favorit, rpgbubizo.ro. Aveți codul pe ecran, cât și în descriere, dar îl găsiți și pe serverul de Discord, unde vă recomand să intrați dacă vreți să vă luați mod pe curi, să stăm de vorbă și cel mai important să fiți anunțați de fiecare dată când postăm un nou episod. Iar acum haideți să trecem la episodul nostru de astăzi. Înainte ca acest clip să continue, vreau să mulțumesc tuturor membrilor care susțin acest canal și pe care îi vedeți aici frumos pe ecran. Iar acum haideți să revenim la clipul nostru de astăzi. Bun băieți, cum v-am spus, astăzi vom anunța când va fi extragerea celui mai mare giveaway de aici, de pe Bizon, la care încă aveți acces să vă înscrieți. O să las un link în descriere de la videoclip în cazul în care nu știți la ce videoclip mă refer. Intrați acolo frumos și vedeți tot ce trebuie să faceți. Din câte știți, am pus cerința ca cine câștigă trebuie să fie și pe live, așa că o să vă aștept pe toți pe live, dar vă voi spune când, puțin mai încolo, pentru că avem câteva chestii de făcut până atunci. Haideți să ne luăm înapoi skinul nostru frumos cu regen, bam, să nu mai murim. Și acum trebuie să cumpărăm un Infernus, pentru că, din câte știți, vom da și un Infernus. Printre acele premii pe care le mai dăm la giveaway, vom da și un Infernus, dar ca să luăm Infernusul, trebuie să completăm ziua 20 la maraton, unde vom lua 10% reducere în dealership sau 20 mi se pare, dacă nu mă înșel, slash maraton. Și avem ziua, opa, stați să nu bubuim, să mergem în apă de fapt. Ziua 20, 20% cheaper cards, deci trebuie să completăm ziua 20, așa că vom merge să ne luăm drujbă, mască și ce ne mai trebuie acolo pentru meșter, cam materialele că am farmat pe live, doar trebuie să facem niște ture de meșter acum. Bă, și chiar sunt curios cât de mulți ne vom strânge la extragere. Din câte știu, ați participat în jur de 70-80 de persoane și am zis să postez de azi, pentru că oricum nu o să fie pe mâine, vă zic de pe acum că nu o să fie de pe azi pe mâine extragerea. O să vedeți voi când o să fie, dar o să fie destul de ok, adică aveți timp să vă mai anunțați între voi și așa mai departe, ca să fiți acolo pe live. Mamă, stați așa că am bubuit, băieți, mergi mai prost. Răspunsurile la helper, din păcate, n-au venit, băieți, încă le așteptăm aici în continuare, dar nu se știe când vor veni. Eu chiar am așteptat, am crezut că avem norocul să primim răspunsurile azi sau mâine, să facem și noi un videoclip despre asta, dar nu avem norocul ăsta. Nu vor, băieți, să facem și noi videoclipuri, ce să facem? Și dacă a venit vorba de videoclipuri, nu ezitați, dacă aveți idei de videoclipuri, să lăsați voi în comentarii sau pe serverul de Discord. Nu de alta, dar chiar avem nevoie, pentru că o să plec la mare undeva la 2 săptămâni și gen o să plec în continuarea Beach Please-ului, bine, de fapt înainte de Beach Please, și vă dați seama că efectiv trebuie să filmez 14 clipuri pentru perioada aia și ca idee mai am și Baco atunci, deci trebuie să ne punem forță cam de pe acum să filmăm multe videoclipuri, așa că aștept sugestiile voastre în comentarii sau pe Discord. Acum haideți să dăm viteză să ne luăm și noi materialele astea pentru meșter. Un slash buy, luăm toate astea de aici, tâmplar, drujbă și mască, ne urcăm în Infernus și dăm viteză spre meșter. Și bă băieți, să nu credeți că am ales eu această zi așa de capul meu, am pus un poll pe Discord și am pus între o zi și alta și voi ați ales această zi, nu știu de ce ați ales, probabil că sunteți acasă și așa mai departe, dar oricum v-am zis, nu vă zic acum momentul că vreau să fiți aici pe clip, vă țin aici în suspans. Bă, situația pe server e una destul de bună, vedeți 600 de player în momentul de față și ora 15, vă dați seama, lumea la școală, la liceu, la muncă, dar totuși eu zic că e o situație destul de bună aici a jucătorilor. Slash referral, ia să vedem, n-avem niciun referral din păcate, dăm slash get job, craft și ne craftăm 2 scaune din acestea, trebuie să ducem, după cred că mai facem încă 2 curse de meșter, că mi se pare că o să am nevoie de 120 de puncte dacă nu mă înșel, deci avem ceva de muncă, bă băieți. Bă, și vreau să vă mulțumesc
efectiv pentru tot suportul. Dacă tot vorbim așa de giveaway și așa mai departe, mamă, stați așa că am uitat să dau slash work. Bă, deci mereu uit la meșter, efectiv și pe live-uri. Țipă lumea pe chat să dau slash work. Mergi mai prost acum, ce să facem, trebuie să ne întoarcem. Da, mă, și cum ziceam, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot suportul în această perioadă. Efectiv a bubuit canalul. Nu vine să cred că ne-am strâns 1200 și ceva de abonați. Pe live-uri suntem numai 20-30 și chiar nu vine să cred că am ajuns așa departe, dar astea sunt meritele voastre, sincer, și vă mulțumesc efectiv pentru tot suportul acordat de către voi. Acum vom da slash work și hai să ne facem treaba aici la meșter. Bă, și sincer să fiu cu voi, cred că vom face un videoclip foarte interesant cu câștigătorii de la giveaway, dar asta ține de voi. Mamă, deci nu vine să cred că am bubuit, băieți, nu mai stăm de vorbă, revenim după ce reușim să ducem turele astea la meșter, că e jales. Bun, haideți că am reușit să terminăm o tură, ia să dăm slash maraton. Bun, și acum avem de făcut 170 de puncte, bă, băieți. Deci mai avem încă două ture, bam, facem 5 obiecte, dăm slash work și îi dăm viteză. Bun, și acum că oricum mai avem de făcut două curse, haideți să revenim la ideea de mai devreme. Deci voi vrea să fac un episod cu voi, efectiv cu toți câștigătorii de la giveaway, având în vedere că vom fi 11 în acel clip, pentru că na, eu sunt gazda și 10 câștigători. O să vreau să facem acest videoclip în care efectiv să avem o mică discuție în timp ce vă dau premiile, cum ați dat de canal, de cam cât timp vă uitați și mai vedem noi ce mai discutăm. Și aș vrea să văd ce părere aveți voi despre asta în comentarii, că v-am zis, chiar sunt curios de părerea voastră, dar eu zic că ar fi o idee foarte bună să facem acest videoclip, ne mai cunoaștem și noi așa între noi și mai stăm și noi așa frumos de vorbă și probabil vă va bucura și pe voi că apăreți pe un episod aici pe canal. Întrebarea e, bă, băieți, unde am băgat noi 5 scaune în infernul ăsta? Că nu prea văd eu loc să bage aici 5 scaune, dar le-am pus pe scaun aici lângă noi, nu știu unde le-am băgat. Bun, băgăm cutia aici frumos cu 5 scaune la bizul lui Swifty, dacă mai e la el, să își pună băieții scaune acolo în casă. Ne urcăm înapoi în infernul și trebuie să ne întoarcem în SF, să ne luăm frumos banii și punctele. După mai trebuie să livrăm 4 scaune și mergem frumos să ne luăm un infernul Snoop care va ajunge la voi. Bun, intrăm aici frumos în checkpoint, am mai făcut 100 de puncte la maraton, iar acum va mai trebui să ducem 4 obiecte, cum v-am spus că mai avem nevoie de 70 de puncte. Dăm slash craft și craftăm acum frumos încă 4 scaune pe care trebuie să le ducem din nou la bizul lui Swifty. Dăm slash work, stați să intrăm în checkpointul ăsta și haideți să dăm viteză acum. Bă, și în ultimul timp am văzut că ați început să vă puneți Big Boss în nume. Bă, și chiar mă bucură chestia asta, ne facem aici o mare alianță. Poate o să dezvoltăm asta într-o bună zi și într-un clan, dar vom vedea, pentru că momentan nu prea văd rostul, că nu prea intrați voi în clanuri mici, deci probabil nu vom face asta prea curând, numai dacă chiar văd că vă doriți acest lucru. Salutăm aici frumos pe Silviu, că ne-a zis să trăim. Te salutăm, Silviu, dacă vezi acest videoclip. Și acum, băieți, mai avem puțin și ajungem aici la biz unde trebuie să lăsăm aceste scaune. Bun, am lăsat frumos cutia cu scaune, ne urcăm în infernul și dăm viteză spre SF acum. Mamă, ia vedeți chine bun ce vinde băiatul ăsta, Matias, 25 regen, 20 job skill up și 25 calarob. Ia să îl abordăm puțin. Cred că cere minim 20 kk, ar fi ceva să ne luăm un skin pentru rob, că am găsit o metodă de făcut bani, dar nu vă voi spune pe acest videoclip. Dăm slash maraton și luăm aici premiul pentru care am lucrat până acum, iar acum vom merge să cumpărăm un Infernus nou din dealership, așa că haideți să-i dăm viteză. Cum v-am zis, băieți, 22 kk ne-a cerut pe acest skin, hai că dăm atât dacă e pe un skin, că nu cred că mai fac greșeala asta vreodată și oricum nu am bani. Bă, și de la ultimul clip la care ați văzut câți bani am reușit să câștigăm în biz, acum avem 18k în biz, efectiv, gen am postat clipul ăla alteri și când am intrat ieri pe joc, bă, băieți, aveam 10k în biz, iară. Nu mi-a venit să cred efectiv când am văzut. Deci vă mulțumesc tuturor care mergeți acolo la bizul meu, 247 CNLV. Bun, virăm aici frumos la stânga, mergem drept înainte pe rampa asta, ne dăm jos din infernul, scriem by vehicle, dăm la cars și haideți să luăm un infernus, vedeți aici frumos, și dăm 1,94 ca acaba, băieți, e bine rău de tot, by model, da, și smells like new. Băi, ești nebun, e prima mașină pe care o iau din dealer și tare rău de tot, am păcălit și 10 gold și un K.
Și ia uitați aici Infernusul, bă băieți. O să las exact așa, bă băieți, o să vă dau Infernusul. Așa că mergem să-l parcăm la casă ca următorul proprietar să vină să-l ia de acolo frumos. Avem grijă să nu-l avariem prea rău. Iar acum cred că a venit momentul să vă spun când are loc extragerea acestui giveaway, mult așteptat de către voi. Bă băieți, cum v-am spus, am pus la vot, a fost de ales între duminică seară și vineri seară, iar voi ați ales ca extragerea să aibă loc vineri seară, așa că vineri pe 20 și stați puțin, dacă astăzi suntem 22, mâine 23, pe 24, bă băieți, ora 19 vom da drumul la live-ul în care vom face extragerea. Vă dați seama că extragerea nu va fi făcută la începutul live-ului, deci veți avea timp să intrați. Probabil extragerea va fi în jur de ora 20, așa că vă aștept în număr cât mai mare acolo pe live. Deci, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, subscribe, să dați un like la casa 503, casa mea frumoasă de aici, de pe Richman, unde vreau să ne strângem brigadă mare, să folosiți codul meu de referal dacă vreți să vă alăturați aici pe server, găsiți codul pe ecran sau chiar în descriere, dar îl găsiți și pe server de Discord, unde vă recomand să intrați dacă vreți să vă luați mod pe curs și să stăm acolo frumos de vorbă. Eu am fost Thank You și v-am pupat, ne auzim mâine la un nou videoclip sau poate chiar la un live. Baftă! I must come.